Da, și tu la fel, dacă nu era mingea aia. M-am luat așa, m-am dus voi instinct. Da, eu scam la final, mai că am dat prost. Mă concentrez prea tare să le sparg și nu n-am și mai ținut. Și una am dat-o, dar nu s-a spart. Dacă e vreo minge în fața unei plăci, da, dați la o parte, da. O luați. 2-2 scorul, nu? Da. Bun. Deci, ce am zis că alege primul de-al noi? Dacă vrei, să aleg eu. Alege tu, cu cine te simți tu mai? Cu Lola? Da. Doi, o nouă serie de dueluri, iată-i la start pe Cezar și Emanuel. 3, 2, 1. Cezar, a doua oară pe traseu, l-a învins pe Iancu. Emanuel este pentru prima dată pe acest traseu și iată-l, are avans în fața lui Cezar. Este primul care urcă la înălțime. Tare, tare, Cezar! Viteză mare a războinicului în fața faimosului. Să vedem însă și finalul. Cezar a demonstrat că poate aduce puncte astăzi. Hai! În vârf puternic cei doi de roată, primul pe acest pod, Emanuel în continuare. Tare, Cezar, tare! E clar, războinicul ajunge primul la ținte, aruncă. Sparge direct! Două lovituri perfecte pentru Emanuel, sparge imediat și Cezar, două. Avantaj pentru faimos acum, egalează războinicul. S-au dus să-și adune mingile. Care va reuși ultimele două lovituri bune? Haide! Este egalitate, 2-2 și egalitate și în acest duel. Ratează Emanuel, mai sparge o placă Emanuel, ratează însă de două ori Cezar. Acum de-abia sparge și Cezar. Este în față, are prima șansă Emanuel. Să vedem cum va arunca războinicul. Ratează. Acum însă este punct pentru Emanuel și punct pentru războinici. 3-2 pentru echipa albastră. Concentrează-te numai pe tine, nu mai da, da, ai fost inspirat hai, să dai hai. Repede cu aia. Haide. Hai aici, hai aici. Hai. 3, 2, 1 și fai moștri! Da, oricum, trei direcții diferite. Carina, serioasă pe joc. Nu mai jurați la de la căldură, de la soare. Nu jur pe 40 de grade sau cât ori fi, că mă simt ca în saună. E buizant traseul. Bă, e un pic. E puțin. La sfârșit când fugi pe minci. Mai ales pe minci. La 2 pentru războinici, la start, Emi împotriva lui Carmen Emanuela. 3, 2, 1. A doua oară pe traseu, cele două. Ema de la războinici a reușit să aducă un punct azi echipei ei. Faimoasa însă a fost învinsă. Prima la înălțime, iată-o pe războinică. Are avans în fața faimoasei, trece și de al doilea balansoar. Se apropie de finalul acestui obstacol, coboară de acolo și începe să învârtă roata. Vine și faimoasa acum de-abia. Să vedem finalul acestui joc. Faimoasa este mai puternică, dar n-a avut lovituri precise în primul duel. Războinica este prima care va arunca la țintă. Lovește între fleci. Acum de-abia sparge o placă. Și pe a doua sparge și faimoasa, două plăci, una după alta, trei plăci sparte de către războinică, trei acum și de către faimoasă. Egalitate între cele două, doar că războinica este prima care se întoarce la a doua serie de lovituri. Din nou aruncă Ema, ratează lovitura, ratează din nou. Și ratează și faimoasa. În același timp, cele două sparg câte o placă. Care va reuși punctul final? Este punctul faimoasei. Câștigă in extremis faimoasa și este din nou egalitate, 3-3. Bravo, hai. 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 Hai.
Hai, ghiță ia, repede. Iancule. Iancule, calm. Nu mă asculti. Bine, bine. Mai aveți decât una? Rapid. Repede. Mai bine aruncarea aia de jos. Cu două mâini. Așa niciodată, cu o mână la fete. Crede-mă. Da. Plus că ai direcție, dar dâng cu două mâini. Nu înțelegeam nimic cu o mână în joc. Da. Știi, cred că a fost greșeală că te-ai întors să dai neatrioasă, să te duci pe aia unde ai încercat să te duci când ai crezut că se sparge. Dar a fost bine. O secundă, cât a fost? Da, bă, la secundă, la secundă. Început de joc strâns astăzi este 3-3. Acum la start, Ghiță împotriva lui Iancu. 3, 2, 1. A doua oară pe traseu cei doi, doi concurenți foarte rapizi. Ghiță a reușit să aducă un punct echipei lui astăzi, Iancu însă nu. Bravo, Iancule, bravo! Primul la înălțime este Iancu. Da. Trece de a 2, 3 acum, balansoare și este primul care coboară. Bravo, să vedem dacă va mai putea recupera faimosul. Da, Ghiță! E în față Iancu, va arunca primul la țintă. Dă puternic, Iancu sparge o placă, două consecutiv, trei. Două plăți sparge și Ghiță ratează însă o lovitură. Hai! Mai ai nevoie de două lovituri, ratează acum Iancu. Sparge până la urmă, mai are nevoie de o singură placă. Ratează însă, vine Ghiță acum. Egalitatea de cei doi, va reuși Ghiță. Lovitura finală este punctul lui Ghiță. Incredibilă răsturnare de situație în acest duel. Scorul este 4-3 pentru faimoși. Tare, Elena! 4 direcții diferite, da. Hai aici. Hai cu tot cu vibe-ul ăla bun, da? Hai! Voi niște! Ați înțeles, dați în direcții diferite, bam, 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 da. Bam. Am văzut că am dat și eu două la joc. Păi aia am zis. Da, am încercat prima, mie nu mi-a ieșit prima tură, ai văzut doamna pe lângă a treia. Da. Mie nu-mi iese chestia, dacă nu punghesc. Da, și vreau la fel, nu știi. Nu fiți încordat că trebuie să fie foarte pe aici finalul. Dar acolo te-ai oprit, nu știu de ce te-ai oprit, trebuia să le iei, să te duci. Bam, bam, bam. Mă țipam la tine să ai grijă la final aici. Ești foarte agitat pe final și nu înțeleg. Și nu trebuie neapărat să le dai foarte, foarte tare. Dă-le relax și ținti că ele oricum sparg. Mai ales la voi la băieți, n-au cum să nu spargă. Caza este că dacă dai tare și dai în fierul ăla, nu se sparge, doar se crapă, e cel mai rău caz. În celălalt da. Caz. Și nu te ajută. Nu te ajută cu nimic, da. Dacă dai în fier și se sparge, cum? Nu-i la mine tot aia. Ba da, dar nu se sparge. A punctat spectaculos Ghiță împotriva lui Iancu și a dus scorul la 4-3 pentru faimoși. Acum la start, Elena împotriva Lolei. 3, 2, 1. Lola prima oară pe acest traseu, Elena a doua oară, dar nu a reușit să puncteze prima dată, așa că fetele sunt acum în fața primului lor punct pentru echipă. Un pas în față, acolo, la înălțime, pentru Lola, pare să aibă avans în fața faimoasei. Este prima care se apropie de tunelul de coborâre. Învârți cele două de roată. E diferență mică între ele, să vedem care va ajunge prima la obstacolul final. Iată-o pe Elena, puțin în față, recuperează însă Lola. În patru la pe fetele, aruncă la țintă acum. Sunt la egalitate. Contează cum vor arunca. Aruncă Elena prima dată. Prea moale, prea moale la Elena. Are una, are una, are două. Două plăți parte de către Lola. Trei acum. Picioarele drepte. Puneți picioarele drepte, Elena. S-a întors Elena după mingi, la fel și Lola. Lola are problema, a scăpat o minge acolo. Aruncă din nou. Elena mai sparge o placă, două. Egalitate între cele două fete. Au nevoie de două lovituri bune. Reușește Lola una. Să vedem dacă va reuși și ultima lovitură. Ratează Lola de puțin.
Șansa Elena acum, are nevoie de două lovituri bune, dar lovește Elena prea moale, pur și simplu prea moale. Tare! Picioarele drepte, Elena! Sparge Elena încă o placă, să vedem însă, e prea târziu. Reușește Lola să se întoarcă și să puncteze. Din nou egalitate între cele două echipe, 4-4. A dat două și nu s-a spart. Cine ea? Da. Și nu s-a spart. De aceea trebuie dat și tare un pic. Ale, da, la voi la fel. La noi fai de tare. Dar la băieți, oricum. Voi și așa dați puterea. Cine de acum? Iar alege. Da, ia alege. Așa, respire. Și când ai... Bravo, Lola, bravo. Hai. Când ai una singură într-o parte și două în partea aia, dai la alea două. Și apoi e peste. Te-am auzit. Acum cine aleg? Noi alegem. Noi alegem primul. Ia lui spunea de fapt mai bine. Noi alegem primul. Bine, ia zi. O să alegeri liberă. Da, alegeri liberă. Da? Arată mult, arată mult. Da. O tragi pe traseu, da. Putea să faci pe traseu. Poți să-i, da. Așa, iau pe loc. Da, poți să-i, normal. Se reeditează un duel Cezar împotriva lui Emanuel. 3, 2, 1. În duelul precedent a punctat Emanuel. Să vedem dacă Cezar va reuși să-și ia revanșa. Hai, băiatule! Ești în față! Hai! Emanuel este un concurent foarte rapid și reușește deja să fie în fața faimosului. Primul care învârte de roată războinicul. Vine acum și Cezar. Urcă pe acest pod, Emanuel. E clar, va arunca primul la țintă. Să vedem dacă va reuși Cezar de data asta să lovească mai precis. Sparge două plăci consecutive, Emanuel, și pe a treia vine și Cezar. Sparge și el două. Și a treia placă. Egalitate între cei doi. Din nou. Egal! Repede, bălău! Emanuel, un pas în fața lui Cezar. Ratează Emanuel o lovitură. Și pe a doua. Sparge o placă, Emanuel. E șansa lui Cezar, dar lovește în margine. Mai are Cezar o minge, va apuca să lovească bine acum. Este punctul lui Cezar în fața lui Emanuel. A câștigat cu o secundă înainte Cezar și scorul este 5-4 pentru faimoși. Hai de aici, hai de aici. 2, 1 și faimoși. 3. Războinici! Câte scoruri? 5-4. 5-4 pentru noi? Da. Hai, Doamne, ajută! Hai să ia și mie acum. Hai. Arun fiecare pe un punct. Monstru tot genunchiul. Mă să lege genunchiul, că mă doare. Da, și pe mine. Mă duc, mă să iei trece și mă doare. Tare, bălăule, tare! Dei, 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 cu așa, cu așa. Chiar dacă ne lasca facem, mai. Hai, așa. Lola! Conduc din nou faimoșii, este 5-4 pentru echipa roșie. Acum la start, Emi și Lola. 3, 2, 1... Fiecare dintre cele două concurente a adus câte un punct echipei astăzi, doar că Emi a participat de două ori pe traseu. Acum Lola în față este prima care urcă pe acea scară. La înălțime, Lola depășește primul, al doilea și acum al treilea balansoar, vine și faimoasa. Prima care pune mâna pe roată este Lola. Învârte cât poate de ea de tare, la fel face și Emi. Continuă Lola să fie în față însă. Aleargă puternic și faimoasa. Să vedem finalul. Lola și-a dus mingile mai aproape și aruncă prima la țintă. Cam moale, să vedem însă, reușește să spargă o placă. La fel și Emi, două plăci sparte de ambele părți. Avantaj pentru războinică, două plăci încă sparte de către Lola. Avantaj pentru Lola de o placă.
Mai e nevoie Lola de o singură lovitură să vedem dacă va reuși Emi în extremi să câștige. Ratează Lola, ratează și Emi însă. Câștigă până la urmă Lola. Și din nou egalitate între cele două echipe. 5 la 5. Curat ai lăsat. Da, curat, mai curat, frumos. Da, bravo. Lola. Da, da, chiar că, chiar că. Mersi. Să intrăm cu ăștia proaspeți. Da, păi na. Nu e bună strategia asta. Păi n-ai ce să faci. Trebuie să luăm pe ăla care a stat. Hai. Hai. 3, 2, 1 și faimosi! Războinici! 5 la 5, din nou se repetă un duel Ghiță împotriva lui Andrei. 3, 2, 1! Prima dată când s-au confruntat cei doi a câștigat Ghiță. Să vedem acum duelul. Va reuși Andrei să-și ia revanșa. Iată-le primul la înălțime. Trece războinicul de două, trei balansoare acum și coboară. Vine și Ghiță foarte puternic. Știe Ghiță că e nevoie ca echipa lui să câștige astăzi, altfel va avea mari probleme. Continuă însă războinicul să fie în față. Hai Ghiță, tare! Vine și Ghiță puternic să vedem care va arunca mai bine. Iată! Greșește Andrei și ratează o primă lovitură, sparge după aia două plăci, dar Ghiță e deja trei în sparte. Avantaj pentru faimos, aleargă cei doi foarte tare. Mai sparge Andrei o placă, încă una și Ghiță la fel, dar să vedem. Este punctul lui Andrei. A punctat Andrei mai devreme, a avut trei lovituri una după alta și le-a nimerit pe toate. S-a mișcat Ghiță prea încet. Este avantaj pentru războinici, 6 la 5 pentru echipa albastră. M-am uitat la Ghiță, mă concentram pe el să rateze. Nu mă gândeam, mamă, că așa te-ai bucurat. Știi ce? A fost ca atunci când ai dat-o pe aia, pe pica aia. Da. Eu mă concentram. Da, da, da. Bravo, bravo. Direcție. Vedea, am zis, care stare? Și-am plecat, 3-3. Bravo. Foarte bine. Avea puțin și se făcea foto. Cum le-am are 3 și... A dat toate 3, avea 3 și a zis 3 din 3. Și-a dat 3 din 3. Înțelegi? Da. Aia a fost. Vă mulțumesc pentru vizionare! Nu uitați de canalul nostru de YouTube! Linkul e aici! Iar mai multe detalii aici sau aici!